O sală goală. Asta a avut astăzi Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș. Instituția, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări, Biroul Maramureș, a organizat o întâlnire cu agenții economici, în cadrul căreia trebuiau să fie prezentate actele normative și procedurile care reglementează angajarea cetățenilor străini pe teritoriul României. Evenimentul, care a beneficiat de mediatizare, trebuia să aibă loc la sediul ITM, dar agenții economici nu s-au prezentat, așa că astăzi sala de ședințe a fost goală. Constatăm un interes scăzut în a participa la aceste întâlniri, deși anterior acestora, să știți că am fost căutați și noi, cât și colegii de la IGI, de foarte multe persoane care căutau, să spunem, viitori salariați, chiar pentru a fi aduși din străinătate. Este bine de precizat ce înseamnă prin definiția legii cetățean străin. Cetățean străin este acea persoană care nu este dintr-o țară membra Uniunii Europene, a Confederației Elvețiene sau din Norvegia. De anul trecut, legislația în domeniu a fost modificată, iar noutățile ar fi fost utile pentru angajatori. Este mult mai ușor în sensul costurilor, ca să spunem așa, a angajării cetățenilor străini pe teritoriul României, deoarece dacă până luna noiembrie 2018 angajatorii au obligația să asigure cel puțin un salariu minim, mediu brut pe economie, începând cu noiembrie 2018, acest aspect a fost modificat și angajatorii sunt obligați să asigure doar un salariu minim brut pe economie, cu excepția acelor lucrători înalt calificați, pentru care obligația este de a asigura două salarii medii brute pe economie. O întâlnire asemănătoare a fost organizată și în toamnă la sediul ITM din Baia Mare și atunci agenții economici nu s-au prezentat, deși mulți sunt interesați să lucreze cu forța de muncă străină.